Județul Prahova a ocupat locul 3 pe țară la numărul de medii peste 5 obținute de elevii claselor a 8-a la evaluarea națională. Astfel, 86,7% dintre elevii județului au obținut medii mai mari de 5, pe primele două locuri situându-se Brăila cu 89,5% și Clujul cu 87,8%. Capitala s-a situat după Prahova, cu un procent de 86,1% elevi cu medii de peste 5. La polul opus s-a situat județul Giurgiu, unde doar 56,6% dintre elevii care au susținut examenul de evaluare națională au avut medii mai mari de 5. Penultimul loc a fost ocupat de județul Teleorman, cu 56,8%.